A fost puțin mai greu pentru că este an olimpic, toate țările sunt mult mai antrenate și mult mai pregătite. Am avut unele adversare noi, au fost puțin mai aproape de noi, dar nu îndeajuns de aproape. Sportivii clubului Steaua București au contribuit la câștigarea a 5 dintre cele 6 medalii ale României la campionatele europene de canotaj pentru seniori de la Vareze de la începutul lunii aprilie. Medalii de aur în Italia au cucerit Simona Radiș în proba de două vâzle, Ioana Vrânceanu și Magdalena Rusu, ambele cu barca de 8+1. Simona, al doilea titlu european la seniori. Cum au fost trăirile din Italia? Au fost emoții pozitive, mi-am bucurat mult că am reușit să ne păstrăm titlul pe care l-am câștigat și anul trecut. A fost ca o confirmare a valorii și am demonstrat că nu a fost o întâmplare ce s-a întâmplat anul trecut și că locul nostru este acolo sus. Acest al doilea titlu european îți întărește ideea că poți lua o medalie la Jocurile Olimpice? Am încredere în mine și în Ancuța și sunt convinsă că dacă ne antrenăm în continuare la capacitatea pe care am făcut-o și avem grijă de noi și ne susținem una pe cealaltă, avem șanse foarte mari pentru că suntem foarte tinere față de celelalte echipe și avem o evoluție mult mai constantă și mai accelerată față de ele. Ce ați avut în plus față de celelalte echipaje pe care le-ați depășit la campionatul european? Cred că am avut mai multă dorință. Cât de important a fost faptul că ați avut perioada de pregătire din Italia înaintea acelui campionat european? Ne-a ajutat probabil pentru noi ca un stimul, că suntem în Italia și suntem departe de casă și putem să ne îndeplinăm visul de acolo. Pentru campionatul european ne-am simțit ca și cum la noi acasă. După un final de an presărat cu probleme de sănătate, Gianina Beleagă a luat argintul în proba de simplu vâzle feminin, categorie ușoară, dar la Tokyo va reveni în barca de două vâzle. Gianina, ce reprezintă pentru tine această medalie câștigată la Vareze? Pentru mine această medalie de argint reprezintă mult mai mult decât o medalie. Am avut niște luni înainte în care a trebuit să-mi demonstrez că sunt mai puternică decât ar fi trebuit să-mi demonstrez, deci clar este mult mai mult. Știu că în toamnă te-ai luptat atât cu virusul COVID cât și cu accidentare. Cum ai reușit să depășești acea perioadă dificilă? Într-adevăr, virusul mi-a pus un mic impas, dar am reușit să îl depășesc cu brio, însă clar accidentarea pe care am avut-o după m-a ținut pe bară mai mult decât aș fi crezut, dar cu ajutorul medicilor, cu ajutorul antrenorilor și celorlaltor persoane din staff am reușit să depășesc. După evoluții pline de speranțe, Ciprian Huc, Adam Constantin cu barca de 8+1 și Mugurel Semciuc în proba de 4 rame au urcat pe treapta a doua podiumului la europene. Sunteți mulțumiți cu rezultatul obținut la campionatul european din Italia? Am avut o experiență frumoasă și am avut nevoie de încă un concurs. Suntem foarte mulțumiți. Am muncit din greu. Mugurel, prima medalie la un campionat european de seniori. Ce reprezintă pentru tine acest succes? Acest succes și această medalie la acest campionat european este un punct de plecare pentru următoarele competiții, pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru campionatul mondial de la Shanghai. Ce obiective ai pentru următoarele competiții în acest an, Jocurile Olimpice și campionatele mondiale? Ne antrenăm pentru a obține cea mai bună medalie la Jocurile Olimpice, cât și la campionatul mondial. Chiar dacă au terminat în imediată apropiere a podiumului, Ciprian Tudosă, Mădălina Hegheș și Iuliana Mihai privesc cu încredere spre viitor după întrecerea din peninsulă. Ce simte un sportiv în momentul în care se clasează la o competiție importantă imediat în vecinătatea podiumului? Eu locul 4 nu l-am văzut ca un eșec. Am fost mulțumită de cum a decurs cursa și nu consider că am pierdut locul 3, ci că am câștigat locul 4. Rezultatul din Italia vă motivează să munciți și mai mult pentru viitor? Bineînțeles că acest concurs ne crește motivația tuturor, mai ales că, repet, concursul acesta a venit după un antrenament foarte lung, care ne-a supus anumitor factori, 4 luni de muncă continuă, rutină zilnică, iar pentru unii în concurs a văzut asta. Descrie într-un cuvânt perioada de cantonament petrecută în Italia. Progres. Reveniți în țară după 4 luni în Italia, canotorii români își continuă pregătirea pentru Jocurile Olimpice la baza 9 de la Snagov. Forța Steaua!